În Hunedoara au început lucrările de reabilitare și modernizare a unei noi zone pietonale. De data aceasta este vorba despre zona Gambrinus, care nu a fost reabilitată complet niciodată de la momentul amenajării sale și până acum. Lucrările la pietonala Gambrinus se încadrează în proiectul cu finanțare europeană, intitulat pe scurt Coridorul Central. Va avea mult spațiu verde, unde se vor planta arbuști, vor fi alveole unde vom avea bănci, acel iluminat LED care arată într-un mod spectaculos pe timpul nopții, zonă pe unde se va putea urca de către persoanele cu dizabilități, deci sunt prevăzute și rampe pentru acces. Este într-adevăr un proiect ambițios, acest coridor central, dar, așa cum am spus, nu este ultima zonă pietonală care se va face Hunedoara.